În România se derulează un program gratuit de cadastrare la nivelul județului Hunedoara, înscriindu-se toate administrațiile publice locale în acest program, iar stadiul lucrărilor este avansat. Au fost însă și administrații care au fost cu un pas înaintea celorlalte, cum este și cazul celei din comuna Peștișu, unde cadastrarea este într-un stadiu avansat. Am fost cu un pas înainte, am început cu partea de intravilan, am făcut toată partea de intravilan pe buget local. Și am semnat în prima fază un contract de finanțare în valoare de 150.000. Am semnat acum din nou încă un contract de finanțare tot pe 150.000. Pe primul contract de finanțare am terminat cu măsurătorile. Suntem în grafic. Eu sper că până în toamnă vom termina cu toată documentația pe primul contract. Și pe al doilea contract, undeva prin februarie anul viitor, cel târziu. Cadastrarea este foarte importantă pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Daniel Dobruschi, primarul din Peștișul Mic, crede că până în anul 2024 toți locuitorii comunei vor primi aceste titluri, cu excepția celor care au diferite litigii, acestea urmând a fi rezolvate în instanță. Unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus este să terminăm până în 2024 cu tot ceea ce înseamnă eliberarea titlurilor de proprietate. Cred că este un termen care este realizabil și în condițiile în care va exista înțelegere din partea oamenilor și nu vor fi litigii. Acolo unde vor fi litigii, deja vor trebui să meargă în instanță și lucrurile probabil că vor mai dura. Dar acolo unde nu sunt litigii și lucrurile sunt clare și nu este absolut niciun fel de problemă. Comuna Peștișu Mic, una cu o populație de circa 1200 de locuitori, are în componență 9 sate, unele dintre ele la o distanță apreciabilă de așezarea de reședință și are o suprafață mare de peste 52 de kilometri pătrați.